E tot învârtim pe lângă pământul ăsta. E parcă suntem nemuritori. Și tot în pământ ajungem. Numai că ne place să ne ținem ocupați. Ne place să avem ocupație. Ne place să îmbunătățim și să înfrumusețăm lucrurile, locurile din jurul nostru. Și zicea înțeleptul Solomon că totul e deșertăciune. Așa o fi. Dar dacă stai și nu faci nimic, că totul e deșertăciune, e și mai mare deșertăciune. Așa măcar facem ceva frumos, ceva ce ne place. Și facem asta cu drag și avem ocupație. Salutare, dragilor! Cu ceva vreme în urmă, adresam o întrebare urmăritorilor mei prin videoclipul de aici, din căsuța din Cătun. Ce mi-ați recomanda dacă să tai sau nu prunii ăștia de aici, din livada asta? Motivul pentru care mă gândeam să-i tai era datorită faptului că livada asta e destul de bătrână, unii dintre pomi fiind chiar foarte bătrâni. Pe de altă parte, mulți dintre pruni erau crescuți aiurea, adică nu erau aliniați și întreținerea terenului era mult mai dificilă din cauza lor. Însă am ajuns la o măsură de compromis și astăzi de dimineață ne-am apucat de treabă. În video de față o să vă arăt cum evoluează și ce mai lucrăm pe aici prin partea asta. Suntem în Maramureș pentru că constant apar urmăritori noi care nu știu unde suntem, deci locația noastră e Maramureș. Se aude ce frumos cântă păstrelele și avem aici o gospodărie foarte frumoasă. Am ajuns destul de târziu astăzi aici pentru că am avut de lucru și la Albine, în cealaltă gospodărie. O trebuie să merg până în oraș pentru că lanțul de la drujbă mi se stricase și o trebuie să cumpăr o lamă nouă. Și am ajuns abia pe la 12, dar pe când am ajuns m-a și sunat un vecin de aici, din sat de aproape, și a zis că vine să-mi are. Ia uitați ce frumos o arată. Și ne bucurăm tare mult să vedem pământul ăsta că e destul de închis la culoare. Acum el s-a mai uscat deja, a mai bătut soarele pe el deja de vreo 2 ore arat. Și ne-am hotărât să arăm aici pentru că acasă nu mai avem loc de plantat, de semănat cartofi. Acolo pământul e mult mai slab, suntem mai aproape totuși acolo unde locuim, mai aproape de Baia Mare. Suntem curioși, tare curioși ce recoltă vom avea aici. E un pic cam târziu să arăm. Ne-am trezit târziu, ne-am gândit la asta sâmbătă și uite că luni dimineața deja au și venit omul luni pe la miază. A venit omul șorat. Și lucrând pe aici de dimineață, mi-am adus aminte de o treabă în gospodăria pe care noi am cumpărat-o în 2011. Și pentru a aranja acel teren, să ne facem accesul, un drum de acces până lângă casă, fiind un pic pe deal, în zona unde ne gândeam noi să facem accesul, se găsea pe marginea drumului pe care plănuiam, se găsea un cireș, uite așa de gros, un cireș foarte grozav, din ce ne spun vecinii acum, cu cireșe foarte mari și gustoase. Din ce mi-amintesc, eu era și lovit un pic de fulger sau așa, dar probabil că ar fi produs cireșe încă și acum, dacă, din păcate, nu-l tăiam. Pentru că eu, tânăr fiind, cu vreo 13 ani mai tânăr, am socotit că nu o să mă tăt în cur de cireșul ăla cât o urca pe drum cu mașini, cu, poate cu mașini mai mari și așa mai departe. Însă acum îmi pare rău de el. Și consider că am învățat, m-am înțelepțit un pic. Așa că la această a doua gospodărie pe care am cumpărat-o, luăm lucrurile un pic altfel. Chiar dacă sunt arbori o livadă foarte bătrână, cu merii ăștia foarte bătrâni, încercăm să-i păstrăm și din prunii care sunt sănătoși, din toți pomii fructiferi, încercăm să-i păstrăm și să-i protejăm. Îmi dau seama cât de greu crește un pom. Eu de când m-am mutat la țară, într-una plantez pomi. Din primul an, din prima toamnă de când ne-am mutat acolo, plantăm pomi. Și trebuie să vă spun că foarte puțin s-au prins la început. Ba că n-am știut eu cum să-i plantez, ba că așa. Deci ca să crească un pom fructifer și să ajungi să și mănânci din el, trebuie să treacă cel puțin vreo 5, dacă nu 10 ani. Și ca să se facă un pom, uite așa de mare, chiar dacă în momentul de față pomul ăsta fiind prun, nu știu ce fel de prun e, că e probabil prună de aia neagră, așa mică, cum este Maramureș, care e bună la pălincă, nu știu dacă e bună la
Nu știu dacă e bună la silvoiz, însă pomul ăsta măcar face frunze, face un pic de umbră și iarba crește foarte bine pe sub pomii. Sigur că pe noi ne interesează pomii fructiveri ca să mâncăm cât de multe fructe de pe ei. Dar concluzia mea și strategia mea actuală este să păstrez cât de mulți pomi, pentru că cresc atât de greu, este suficient spațiu să mai plantez printre ei pomișori tineri și de-a lungul timpului, sigur că pe măsură ce se vor deteriora sau se vor usca, o să tot tăiem din ei care sunt gata, care nu mai au viață. Dar ne bucurăm de ei, ne place umbra și ne place la țară, ne place să avem pomi cât de mulți, arbori cât de mulți, dar de preferat pomi. Pentru că aici pământul a fost foarte, foarte odihnit, a fost foarte bine înțelenit. Am socotit că ne ajută să-l arăm odată, o să-l frezăm și probabil în anii viitori doar o să-l acoperim cu paie sau vedem noi ce facem. Însă așa arată momentul de față. Un pic deprimant. Și așa arată toată zona cu câte un crater. Încă aici deja am început să aranjez. Aici a fost o ceată care a ieșit mai elegant. Dar în principiu, după cum se vede și ruptura acestor pruni, mulți dintre ei au fost foarte, foarte bolnavi sau pe cale de a se usca. Aici, în zonele unde s-a deranjat mai mult solul, va trebui să dau un pic și cu sapa să-l egalizez. Și foarte, foarte mult de lucru. Cred că am scos vreo 14 pruni. Pentru că ăștia erau crescuți aiurea între benzi și eu va trebui să cosesc pe aici. Știi, cât să-i tot ocolesc, fiind cei mai mulți și neroditori sau cu roadă puțină, am socotit că e important să îi mai rărim. Ia uitați acolo ce morman de crengi. Și mormanul ăsta se datorează faptului că acolo, în zona aia, au fost vreo 4-5 pruni pe care o trebuie să-i scot ca să fac parcela de arat, de arătură. În partea aia au fost niște pruni căzuți jos la pământ. Ăștia sunt merii foarte frumoși, chiar dacă bătrâni, care nouă ne plac foarte mult, însă deja e târziu și cred că ramurile astea care cresc aiurea trebuiau tăiate cu 2 ani. Deja e foarte târziu și nu avem remedii, nici măcar câte o creangă uscată pe acolo, dar cred că la toamnă ne apucăm noi și îi toaletăm frumos, îi curățăm frumos toți pomii. Încă mai avem treabă cu gardurile, dar Andrei, soției mele, a venit în cap să ne punem parat aici ca să ne asemănăm, să ne plantăm cartofi, porumb și ce mai asemănăm. Da, domnul de aici din zonă care mi-a arătat a zis că orice o să pun aici o să crească foarte bine, pentru că solul e foarte, foarte frumos și foarte bun și foarte odihnit. Haideți să mergem până acolo, să vedem în zona aia înspre nuc, să vedeți ce negru e pământul. Și mi se pare, mie asta nu e foarte grozav aici, pentru că e un pic cam cleios în partea asta. Însă dincolo, și o să vă și arăt, dincolo e mult mai bine. Aici e altceva. Cam de la jumate. Cam de la jumate încoace e altceva. Și de ce se întâmplă asta? E un sol mult mai bun aici, pentru că de pe partea asta e un versant dincolo de dealul ăsta, ce nu-l vedeți. Și dealul ăsta foarte înalt aici, de pe care, de pe tot acest versant și mult încolo, vine așa apa de-a lungul timpului, de sute de ani, de mii de ani, se coboară aluviunile de la ploaie, de la frunze care putrezesc. Și aici, pentru că solul încetinește, uite ce frumos, s-a oprit toate aici. Și avem un sol foarte frumos și foarte calitativ.
Din păcate, în zona asta a fost un fânar. A fost o construcție de asta de țară, care încă mai lasă urme. Dar pe când o să terminăm cu freza, până atunci o să mai încercăm să mai scoatem din bolovan, să mai facem curat pe aici. Și după ce îl frezăm, o să vă arătăm din nou cum arată grădina aici. Deocamdată nu ne place ce vedem, dar eu personal pot să văd dincolo de provocarea momentului și să-mi dau seama cât de frumos arată și se va îmbunătăți acest spațiu. Și uite așa, ne aranjăm, ne pregătim și ne tomnim, cum se zice la noi în zonă. Aici, prunul ăsta, e foarte curios, cine poate să-mi estimeze mie cam ce vechime are prunul ăsta? Grosimea lui, ca diametru, e undeva la 50 ceva de centimetri, dacă nu mai mult. Peste 50 de centimetri. Și fiind atât de bătrân, preferăm să-l mai lăsăm. Să vedem, chiar dacă încep să se rupă crengi pe el, nu știu. Poate că nu era rău să îndreptăm locul, dar o să se îndrepte oricum cu freza pe lângă el. Din cauza am avut un șanț și de-aia am arat încă și pe aici, ca să, când se va umbla cu freza, sperăm să-l uniformizeze foarte, foarte frumos. Că aici și ăștia plantați din toamnă încep să dea crenguțe. Pe ăsta l-o ros un pic căprioarele, dar se duce și el. Vișinii la fel, cu ăștia n-am emoții, că vișinii nu se prinde bine și mere în 3 ani o să mâncăm vișine de pe ei. În 5 ani o să facem dulceață. Despre piersic și nectarin, asta cred că e nectarin, încă nu-i văd să miște, dar uscați nu-s. Unui piersic, unui nectarin. Și acum, în primăvară târziu, am mai plantat niște pomișori pe zona asta, sunt doi cireși acolo, ăsta e un păr. Păr care e un pic cam aproape de casă, dar i-am gândit, i-am lăsat crengile care erau mai viguroase în coace și probabil o să se întindă cumva de la casă. Are un pic de loc să crească. Dacă a ajutat Dumnezeu, așa crește și se aprinde. Nucii din toamnă. Aici un măruț. De acum din primăvară. Ăsta tot un măr. Și ăsta e un alun. Ce l-am cumpărat de acum de la muzeul satului din Maramureș, din Baia Mare când am fost. Am cumpărat niște aluni, aluni de soi. Și sunt curios dacă se prinde. Văd că mugurul mișcă. Dar avea rădăcină foarte bună și aici solul, după cum vedeți, e mult mai negru, mult mai gras. În 3 ore am băut deja 2 litri de apă. Deci treaba e bună. Sigur că am putea să ne mulțumim cu ce avem de multe ori,
și cu felul cum stau lucrurile. Însă pasiunea noastră este să îmbunătățim lucrurile și să le facem tot mai frumoase. Sigur, după cum vedem noi și cum ne place nouă. Acum trag un pic pământul cu găebla la deal, dacă am tras cioatele în jos. După sus să nu fac tăti o creangă pe iarbă, că pe ea mai mult de greblat. Așa când mă apuc și când îs gata. Și mie îmi place, da? Între ele e cam greu. Cele mai multe tulpini aveau rădăcinile mult mai răsfirate și cu câteva lovituri cădea tot pământul și cele mai groase le puteam tăia din drujbă. Pe asta am mai mult de lucru un pic. Și rădăcinile astea de prun se taie destul de ușor. Ia lași tu, dar nici eu nu mă las. Ușa de la centrala mea îi e 40. Deci, mă interesează mai degrabă să nu duc pământ acasă cu remorca, să nu fie greu. Că ce bulgări rămân așa printre rădăcinile astea, le scot din centrală. Ia șeni. Frumos! Frumos! Când are omul vreme și chef de lucru, tot ce le poate face. Și sănătate. Că am văzut că tare mulți oameni îmi scriu în comentarii că am făcut la viața mea, dar acum sunt bătrân. Și noi facem videoclipurile astea nu ca să arătăm cât de curajos suntem noi sau cât de pricepuți sau cât de viteji sau cât de harnici. Dar poate că cineva mai tânăr care s-a uitat la noi a zice: mă, dacă ăla poate, cred că și eu pot. No, unul de acela, dacă îl inspirăm și îl motivăm, și din cât am văzut în comentarii, vă cam dăm curaj la unii să vă mutați la țară și să vă luați animale,
Asta ne bucură. Asta ne bucură să vedem. Și mai e o treabă. Și medicii spun că munca fizică, mai ales la bărbați, secretă ceva din mușchi, se secretă ceva hormon, care e un hormon al fericirii, se pare. Așa că, dacă vreți să fiți fericiți, puneți mâna la lucru. Da. Ăsta e video de astăzi, un raport așa scurt despre cum transformăm noi acest loc din micile zone cu haos într-un spațiu frumos, ordonat, curat, aranjat și unul în care sperăm să vă putem primi în curând în gazdă sau ca turiști sau ca trecători sau ce mai face noi pe viitor. Așa că vă rog frumos să scrieți în comentarii reacțiile voastre, părerile voastre despre ce ați văzut în acest video. Ne bucurăm tare mult dacă ne ajutați cu un like la fiecare video pe care noi îl postăm. Vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare!